Bună! M-am gândit că neapărat al treilea episod de pe acest canal ar trebui să fie machiajul meu de zi cu zi. Trebuie să intrăm în drum. Ca și fond de ten voi folosi Climbing Effects de la Avon. Ca și pudră voi folosi Pressed Powered, tot de la Avon. Acesta este bluețelul meu propriu. Ca și rimel voi folosi Nitron Mascara. Cred că tot de la Avon sau nu? Nu. Ca și ruj, ca și într-un fel întăritor pentru coșuri, ca să nu se vadă foarte tare, voi folosi Clearing Skin de la Avon și ca și ruj voi folosi o flor, Himir, de la, cred că Oriflame, da, de la Oriflame. Este nuanța B09078. Da, deci să-i dăm drumul ca să aplic. Ca să aplic asta, voi folosi degetele pentru că este super ok. Bine, cred că nu voi mai folosi Clearing Skin, dar vreau să vă spun că este cel mai bun tratament pentru coșuri și le face să dispară, dar între timp le și acoperă super bine. Da, deci după cum vedeți, mi-am întins fondul de ten. Da, perfect. Voi lua pudra. Voi pune pe burețel și apoi voi pune pe față. Să știți, de aia mă tot uit încoace pentru că aici am o oglindă. Acum mă voi da cu rimel. Și voi aplica rujul. Este un ruj nuanță maro. Bine? Și acesta este machiajul meu. Mie una îmi place super mult, este super ok și este super simplu de făcut. Îmi face pielea foarte, foarte, foarte drăguță și fină. Da, deci sper că v-a plăcut și acest episod. Nu uitați să dați un like, share să vadă și prietenii voștri și să dați un com ca să îmi sugerați alte challenge-uri și chestii pe care să le fac. Bine, vă mulțumesc! Pa! Pe data viitoare!